Salutare tuturor! În video de astăzi ne vom uita la un Ferrari SF90 Stradale, produs de către Burago la scara 1x24. Acest model este metalic și are ca funcționalități deschiderea ușilor și direcția funcțională, deși este puțin cam greoaie această direcție. De asemenea, partea din față și partea de care acoperă motorul par a fi piese separate, însă ele sunt lipite și nu se pot deschide. Haideți să începem din față. Avem aceste faruri care arată foarte bine. Pentru scara 1x24 avem sigla Ferrari. Bineînțeles, grilele nu sunt perforate și nu avem nicio textură de fibre de carbon pe aceste părți, aceste prelungiri. Avem roțile care arată foarte bine. Cum spuneam, direcția este funcțională, dar este foarte greoaie. Avem sigla Ferrari în centrul roților. Discurile de frână, din păcate, nu arată extraordinar. Avem sigla Ferrari și acolo pe aripă. Nu avem geamuri laterale această machetă. Iarăși un minus. Stopurile spate arată foarte bine. Avem și tipsurile argintii ale evacuării. Partea bună este că avem o textură de fibre de carbon pe acest difuzor spate, care arată foarte bine. Deci să vă arăt și motorul, sau cel puțin ce putem vedea din el. Haideți să deschidem și ușa. Interiorul arată foarte bine, îmi place foarte mult cum a făcut volanul și câte detalii are pe el. Foarte multe butoane desenate. Burago chiar a făcut o treabă bună la acest interior. Foarte, foarte interesant și foarte drăguț. Aștept în comentarii să-mi spuneți dacă vă place acest model. Iar dacă doriți să-l achiziționați, să știți că în descriere aveți un cod de discount de 10% pe site-ul nostru. Și puteți să-l folosiți să achiziționați acest model sau oricare alt model de pe site-ul nostru.